Salutare chat, bine v-am găsit la un nou video. Mă mega nec, am început video mai târziu. Este în vai de capul nostru, nu vreți să știți ce midlaner am. Ne jucăm astăzi cel mai greu campion din jungle. O să vă fac tutorial cum să vă jucați în mastery și să urcați în divizie. Dacă eu fac ceva complicat cu mastery, match-ul ăsta, nu știu. Faceți și voi. Că habar n-am să joc campionul ăsta. Și nu puteți să-mi ziceți că e un campion greu. Așa că dacă mie mi iese să fac ceva meciul ăsta și să câștig, trebuie să vă iasă și vouă și nu aveți nicio scuză să rămâneți blocați în bronz. Da? Hai, v-am pupat. Fiți atenți, nu ne-am făcut. Mă duc pe mid aici, că-l văd pe Voliber. Mă duc pe aici prin bush să nu știe că mă duc, nu mă vede așa. Așteptăm puțin. Unde credeți că se duce Voliber? Actually, mergem pe mid, că... Ia vedem, spac, dăm un hit. Dăm încă un hit, dăm Q ca să dăm dodge la tower de ăsta. Dăm W, moare de la red. Aici îl așteptăm pe Voli, dăm puțin bait. Ia să o nimerește tornada, murim pentru că Voliber e prea broke. Nu înțeleg cum i-a dat 3 hituri în timp ce eu nu m-am mișcat. E ok, n-are nicio problemă. Bun. Ați înțeles tutorialul. Prima dată o să mergem Borg, fiți atenți, mergem direct ăsta, hai. Mergem direct ăsta de attack speed. O să intre și Ioana pe undeva prin cameră în gen următoarele câteva secunde. Bun, ne-am deschis și keyboard-ul. Și ne continuăm jungle-ul. Vreau să zic că acum m-am trezit, acum m-am ridicat din pat. Mi-a început meciul, eram la baie, de-aia am întârziat. Este în vai de capul nostru. Da, mă joc mastery, aia e problema. Fiți atenți. Nu-mi trebuie mâini să mă joc campionul ăsta. Fuck. Oare să ganchez în mid-ul? Nici nu știu ce rune mi-am făcut, niște rune oribile. Mi-am făcut rune să dau damage early game. Am zis că hai că mă duc să dau în impact, să fiu mai șmecher, să am letality. Și... cum îi zicem? Treasure Hunter. Ca să-mi fac eu build-ul repede, vă dați seama că nu se pute altfel. Fuck. Bun, hai să vedem ce mai gankăm. Aș ganka bot-ul aici. By the way, ca să înțelegeți, mid-ul cu adicherul meu s-a certat pe Ezreal, că amândoi s-au TP de Ezreal. Nu știu de ce mid-ul meu voia să-și joace Ezreal. I-am zis, hey, can you let me ăsta, I'm recording my video, nu știu ce. Așa. O să dau niște hituri aici ca să ne resetăm Q-ul, din câte vedeți, cu fiecare hit pe mastery ți se resetează Q-ul. Așa. Și acum fugim după Vayne asta puțin, pentru că nu o să se aștepte la tower dive de la mastery. La fel cu nu. Ah. Ok. Da. E cam ciudat că stă Voliber pe bot, dar ok. Nu zicem nimic. Mergem și noi baza aici. Ne luăm, ce ne luăm? Ne luăm lifesteal sau... Ar merge buții de attack speed, nu o să vă mint aici, dar hai că mergem așa. Că n-aveam bani de buții de attack speed full. Bun, suntem 2-1 cu mastery. Două secunde să-mi iau și eu apă chat. Filmez video-ul ăsta la gen 11. E 11 dimineața. Iar mă joc cu o mână. Mama, ar fi trebuit să fac video cu mă joc cu o mână. Bine, poate nu mastery. Chat, dacă vreți video cum mă joc mastery cu o mână, să-mi ziceți. Nu mastery, pardon. Ia uite, mi-a dat coach Ezreal. Mi-a dat canalul VDK Challenger, a zis că îmi dă niște coach. Așa a zis. Mamă. De asta că nu pot să-mi închid eu o sticlă, mă joc aici, îmi fac jungle-ul cu o mână aia, se mai înțelege că îmi fac jungle-ul cu o mână, dar... Nu dă broasca în ăsta, nu? N-are chef. Interesant. Cred că mă duc Bork în Witsend, pentru că au foarte mult AP, dar nu-i sigur, dar vedem. Stai, ce te duci pe mastery de obicei? Kraken? Nu mai știu build-ul. Bună, Ioana! Apar pe video, fă cum ai făcut. Mamă, dacă vreți să vedeți pe live cum învăț pe Ioana să joace LOL, intrați pe live, presupun. Nu știu, mă gândeam să facem aia pe live.
Dacă nu, video. Vedem, hai că gankăm și botul aici. Să luăm... am dat 9 damage cu sare din impactul, vreau să vă zic. Da, de ce face asta? Mersi, hai, mă-l duc. Go! Mă, joc mestărit, chat. Nici o treabă. Ia uite ce bine joc. Vine după mine ăla cu Zig să-mi dea bombă. Hai că știe unde îs, că mă ascund în 3 dimensiuni diferite. Vreau și duc bază, am borcul deja, chat. Pe care îl prind acum, îi dau one shot. Vai. Mă gândeam să mă duc Sorcery. Să mă duc Nimbus Cloak cu whatever. Babysitted bro. Mamă, e supărat ăla cu Jungle Diff. Match mai prost. Mi-a luat jungle-ul, mi-a dat invade. Mi-a dat invade Volibear din silver. E incredibil. GG. A venit de 4 ori în 8 minute. Mad? Mad? Ești abonat la Ololoș? Ia pica netul, cea, n-are nimic. Cred că nu știe ce înseamnă mad. M-a întrebat, cred că mad, că nu știe ce înseamnă mad. GG chat. Am prins român. Nu mă răspunde, nu vrea să mă răspundă, mă. L-am întrebat dacă e abonat la mine, nu mă răspunde. Salut, Volibear. O pațește-l, ai dat smite-ul ăla. A murit. Mamă, chat, am dat dodge la W-ul ăla de Ziggs. E broken, mastery, nu ții damage, chat. Am și murit, Dagen. Oh my god, cum e mastery. S-a făcut double kill-ul. Ești sau nu ești abonat la Ololoș? Rămâne de văzut. Mamă, aș putea să mă duc. Stai, Guinsoo se duce lumea? Borg Guinsoo parcă, nu? Mamă, Borg Guinsoo se duce lumea. Adevărat? E gluma de la tine, de la munte, cum ar fi? Nu înțeleg. Te-am întrebat dacă ai apăsat butonul de subscribe pe canalul youtube.com/ololoș. Ceva nu se înțelege cu băiatul ăsta, Alex. Adică cred că nu știe nici engleză. Cred că e cam greu cu subscribe. Adică l-am întrebat direct dacă ești abonat, dar gen, cred că... No. Nu, mă, nu prea cred că Alex e cu mine. Notul l-am scris, da? Whatever. Sper că înțelege. Nice feeding, mi-a zis Yasuo. Ce? A, probabil pe top sau ceva, sau? Nu, nu știu. Nu că joci la Babysitted. Da, am zis eu că nu știu engleză, da, asta așa. Vai de capul lui. Nu mai zic nimic. La băieții ăștia nici nu vreau să-mi fie abonați. Lasă, așa. Săracii. Păi și de ce nu te abonezi ca să înveți să joci ca mână? Paranteză bine. Nu știu, trebuie. E mă joc meisterii. Pot să mă joc în timp ce scriu, gen. Nu prea contează. A încercat să-mi ia dragonul, nici nu mă uitam, eram pe lângă. Avea ward ai mei la dragon. Incredibil. N-a venit Vayne să mă bată la Grom pe mine. No, mi l-ai luat, bun. Now what? Now what? Mi-a omorât Ezreal kill-ul. Nu mi-am luat reset pe W, adică mi-am luat, dar gen nu mi-am dat seama. Și gen am murit din cauza de Ezreal și apoi și-a luat execute. M-a omorât Ezreal, basically. Nu o să vă mint. Mă, dar ce se vede așa ciudat camera chat, nu o să vă mint. What the hell? Stați, așa facem mult din asta. Avem plapă mai LGBT, da?
Oh, chat. Nu știu ce am pățit. Nu mai are chef gâtul meu, nu știu, dar gen mă nec, nu mă doare sau ceva. Stați liniștiți, adică suntem încă sănătoși. Ne-a cumpărat anonim aseară medicamente. Aseară? Nu mai știu. Ieri seară. Alo, salut, am venit să ne batem. Bă, chat, adevărat, v-am să vorbesc despre chestia asta. Pentru cine se uită la video ăsta, cu siguranță o să lăsați coment despre chestia asta. Bă, toată lumea se plânge că Jack Shaw e broken. Mă, sunt eu nebun sau ăștia de la Riot sunt nebuni? Stați așa, că vă arăt. Trebuie să verific ceva. Jack Shaw îți dă 15% rezistență la final de combat. Da, acum e așa. Măi, ei vor să-l facă să-ți dea 20. Eu nu înțeleg. Ceva nu înțeleg, stați că vă arăt. Să nu mă faceți nebun, uite. Uite-mă împreună, ia vedeți. Se dă buff la itemul de Kiana. Itemul de Kiana o să fie poate viabil. Poate o să fie un item actually bun acum, că îți dă 8 letality în plus. Wow, e gen... E super puțin, dar gen... Pare ok, I guess. Axiom Arc, adică. Așa, stați așa, să ne uităm. Deci Jack Shaw, fiți atenți aici. Deci crește costul cu 100 gold, da? Îi mărește goldul cu 100. Îi costă cu 100 gold mai mult, dar... Rezist 2 pe secunde. Gen, îți crește resistance-ul cu 2 pe secundă. Îl face să crească tot cu 2 pe secundă, adică nu schimbă nimic. Dar primești la final 20 bonus... bonus text în loc de 15, eu nu înțeleg. Ce face asta cu Irelia, crede că mă bate? N-are nici cea mai mică șansă. Nu înțeleg ce face. N-au nicio șansă băieții ăștia cu mine, bă, nu știu ce ziceți acolo. GPT for feeding Irelia. Oh, nu, no, feeding Irelia, GG, guys. Doamne, ferește. Mamă, Hydra mi-ar trebui, bă. Bă, Alex. Alex, de ce ai râs? Că joc bine. Tu nu. Ce? De ce râși și tu? Definitiv trebuie să explic la om că... Păi joci cu Master. Păi vezi? Dacă erai abonat la mine... Știai... Așa și... Câștig? Câștig jocul. Nu ăla e scopul. Păi de-aia te-ai fi dat. Păi și nu ăla-i scopul să câștigi în joc, în League of Legends, nu te joci să câștigi. Câștigi e minutul 15? Am 11 kill-uri pe Mastery, nu știu ce filme își dă. Atever, poate mor aici. Bine, bine că și-o ratat ăsta cu Xerath. E, un ultimul hal. Normal că vine chiar ăsta, Sona, să dea ultimul hit acolo. Cică, doamne. Păi câștig. Cică câștigi, e minutul 15. Mier. Ceva a zis. Ba, Alex. În LOL trebuie să câștigi. Și, gen, poți să te uiți pe YouTube la mine și să joci ca mine. Și poate câștigi și tu. One day. Noi mai zic. Dar așa că am conversație cu băiatul ăsta, am debate de... am debate aici cu băiatul ăsta. Doamne ferește ce se întâmplă. A, lumea se duce Guinso cu Jack Shaw. Nici vorbă, stați așa că facem. Nu vreau să joc, frate, ca tine. Dar sunt challenger. Sad face. De ce îmi face Yasuo jungle-ul? Dar da. Pe LOL.
Care-i faza? De ce mă intează Yasuo când îs... Mă rog, whatever. Ok, nu, nu o să întreb. Salut. Fuck. Din ce mi-o dau one-shot Ireli acet? Stai puțin, îți mestării cu gen aproape 3 iteme. De ce mi-o dat one-shot Ireli care are un borc? Am ratat ceva? Ce s-a întâmplat? N-am dat niciun damage în băieții ăștia. N-am mai matchat. Nu știu. Nu știu exact ce se întâmplă. Să dau muzica mai încet? Nu știu, mi se pare că se aude tare. Dar nu cred că pot să dau mai încet. Da, bă, da, pot să dau, da. După aia nu se mai aude. Da, aia. Bă, noi pierdem meciul ăsta, stați puțin, că i-am făcut... I-am comentat la băiatul meu cu vein degeaba, stați așa, că pierd meciul. E real. Mamă, cât de obosit par, vere. Play around me, guys. Mi-e rău, mi se face rău. I'm feed. Just keep them away from me. Cool. Bă, lăsați-o, bă, așa. Adică are el strategia lui acolo, eu înțeleg, dar... Vezi că ai o mestărie de echipă. Superstarule. Unde-s băieții ăștia? Salutare. Ok, s-ar lăsa asta cu vein în cap. Nici nu discut, fiți atenți, că nu se așteptă la așa ceva. A murit, că e cringe jocul. Măcar am omorât-o, aia contează, bun. A, dar n-am luat Guinsoul încă, ce tragic. Bă, ăsta cu Irelia de cam mult de meci, n-o să vă mint. Nu știu de unde, dar e ok. Mă, cum să facă Jack Show să dea mai mult ăsta? Resistance, mie nu mi se pare real. Ceva au greșit aici în scrisul ăsta, că nu... Nu există. A, da, cea, și Seraful, l-au făcut, l-au schimbat Seraful. L-au scumpit cu 400 gold, ceea ce e super mult, dar... Dar, acum o să fie ca Seraful vechi. Să stau în bază 40 gold, chat. Stau în bază 40 gold. Oricum n-am mult, n-am nimic. Hai că stăm în bază puțin. Și apoi mergem pe câmpul de bătălie cu 3 iteme. Acum la care ne facem Destiny și Witsend, ar trebui să-i batem pe toți. Nu știu dacă ar trebui să fiu puțin mai tanky, cred că e ok și așa. Cred că ne ajunge Destiny cu Witsend. Chiar dacă sunt full damage, cred că ar fi ok. Sincer, în build-ul ăsta era mult mai bun să am Jack Shaw cu Destiny și Witsend. Și cu siguranță nu mai pierdeam vreodată meciul ăsta, făceam 1v5. Da, mergem și așa cu Kraken și vedem ce se întâmplă. Am zis eu că mă duc Kraken. Lasă. Da, ok, că avem Kraken cu Winsaw, cu Bork. Ar trebui să-i bat destul de tare. Numai trebuie să am eu up când mă bat, că altfel... Mă, să mai caut pe ăsta cu Vayne. Crezi că las? Nici vorbă. Unde se duce Alexa meu? Hai să te văd, Alex. Mă, fuge pe acolo. Bun, ia wave-ul. Mamă, cât de meci dau? A stat în buș să mă aștepte, ce a vrut să facă? Ce face? Ce mă enerv... Și mai și, gen, mi se pare ireal că E-ul lui Vayne, în orice direcție îl dai, întotdeauna o să nimerești un perete. Și... Mă rog, ok, whatever. Mi se pare foarte prost că, gen, și Irelia și Volibear sunt aici, în timp ce midul meu e aici, la ei în bază. Deci cum pot să fie acolo, gen, ok, whatever. Nici n-am putut să dau 3 hituri, că mi se face invizibilă Vayne. Au point and click stun de la Volibear. E puțin mai greu. Mi se pare foarte ireal că am murit aici, sincer. Nașpa.
Ok, acolo trebuie să dau Q ca să dau dodge la E-ul de Irelia și nu... No. Normal că dă și Vayne după aia R-Q. Dai... No, e gen... N-ai cum să-i dai dodge la E-ul de Vayne. Ce ar trebui să fac? Îl dă în orice direcție, pur și simplu apasă E pe mine. Și gen, e garantat stun. Oricum ar fi. Cam tragic. Nici nu mă mai duc să mă bag cu Alex, săracu, că e 0-6, e inutil. Dar acum am 13-6, mi se pare că nici măcar n-am scor bun, adică, nu, mă rog, bine, e bun, dar gen, nu destul de bun. No, păreri? Nu știu, gen, nu, n-am cum să-i omor, că fug mai repede decât... Ia uite, aici ajutor. Mamă, cât damage dau chat. Dau penta aici? Actually, maybe, dau penta. Normal că iar dă E-ul în orice direcție vein și îmi dă stun. Deci mi se pare ireal. N-am ce să fac. Ok, it's fine. It's fine, chat, we got this. Nu, pe bune, trebuie să-mi fac Death Dance. Mai rog, actually, da, îmi fac Death Dance prima dată. Și apoi ar trebui să fie destul de ușor. No, hai că am început să dăm și noi damage. Am început să ni se activeze itemele. Dacă nu m-ar bate Irelia ăsta, vein apăsând un buton, ar fi minunat. Ăla cu Xera după cine țintește, că o da mai mult în zigzul lui Mur. E ok. Ce one shot i-am dat la Xera tot la săracu, i-am dat două hituri. E broken, Mr. Richard. Îmi place că nimeni... De ce face jungle-ul? Eu aia întreb. Gen, de ce? Like, what's your point? Ăla cu Irelia se duce mai mult armură, crede că l-ajută, stați așa. De fapt, suntem full AD, nevermind, da, totuși. Nu-mi dau E-ul încă aici, că s-ar putea să trebuiască să ne batem. Putem să facem baronul dacă îl tanchează cineva. Foarte ușor. O să pușez aici rapid mid-ul până se bat ei sau ce fac. Ok, nu ne putem bate la ei în turn, așa că o să mergem pe aici și așteptăm la ei în jungle sau ceva. Vedem dacă îi găsim pe aici. N-au jungle, bun. Unde-i toată lumea? Unde-i Irelia? Mamă, săraca, Vayne. Nu mai e, ce o să faci? Ha? N-am vision. Ia uitați-o pe Irelia, săraca, e mega fidată și nu poate să facă nimic, a venit să o calc pe cap. Oh, shit. Cam mult burst dintr-o dată, mi-a dat și ZXQ și Xerath, cred că și Tower Shot. Nu mă așteptam, sincer. Lasă, așa, ok. O luat? Avea Ezreal 1000 bounty pe el? Mamă, al meu că Ezreal n-a murit. Smurf, Smurf, e bun. Bă, chat, a murit de cam multe ori, aici ăsta, nu o să vă mint. Stai că-mi dă coach acum, hai să vedem, aștept. E play with me. Let's end this. Bine frate, play with me, ce aveți? Nice comeback GP, bă. Se joacă la sentiment ăștia în silver, bă, sincer. Imediat mă întreabă dacă nu vreau o păturică, dacă nu vreau să mă învelească, să nu știu ce. Dacă nu mi-e friguț cumva. Da, vrea și Red-ul. Aia iau dragonul, nu știu ce se întâmplă. Aș fi vrut să-mi iau desensul, nu știu de ce ne batem aici, dar whatever.
E ok, hai Voli, bată-te cu mine. 1, 2. Mor? Nu știu dacă mor aici. Mă, cam multe dau ăștia după mine, bă. Și ăștia nu pot să, nu să bată pe Irelia, că n-are unde merge să realul meu. S-a dus mil în ei. S-a crezut. Nu mai zic nimic. Monster. Hai că ai apărut și pe video. Mersi de Sabalin. Ce ar trebui să mă duc aici? Ce ar trebui? Bă, Witsend ar trebui. Da. Cred că e ok, da. Ne-am terminat și Death Dance-ul, ar trebui să fie super ok. Bă, cred că nu asta cam inutil, sincer. Dacă aveam Jackson, nu muream meciul ăsta. Era gen over meciul deja. Da, e ok. Ne menținem. Adică în cazul în care ei aveau mai mulți tanci. Ok. În cazul în care ei aveau mai mulți tanci, era bună. Ăsta, cred că nu. Dar aici, nu știu, adică e Irelia destul de tank, are puțin acolo, deci mă ajută să dau mai mult tur de damage. Nu fac 16 pe dată, întreb și eu. Bun. Ce primim la level 16? Hai, primim 10 attack speed în plus, 10% attack speed și 10% move speed. Bun. Bă. Faceți baronul. Hai. Sunt toți pe top. Wow. Wait me. Ia, uzi mă, wait me. A făcut kill. L-a bătut pe Alexa meu cu Yasuo. GG. Ezrealul meu super fi dat chat. Play for me. Ce-i dai pe ăștia, vai de capul lor, săraci, n-au o șansă. Hai, baron. Play for team Yasuo, what are you doing? Shut up, man. E anime character, băiatul ăla cu Ezreal, e main character din anime. Nu mai poate. Cred că mi-l fură Xera, sincer, nu o să mă mint. Foarte close, acum am pus word. Bă, problema e că mai vreau 600 gold, așa că... Bă, cea, deci dacă și voi sunteți ca și Alex să stai examentalitatea asta de bronz, bă, nu mai aveți, știi? Că gen, nu, n-ajută, gen, dacă tu zici că câștigi pentru că mi-ai făcut camp. Da, câștig pentru că ți-am făcut camp. Nu, baby CT sau ce ți-am făcut. Nu știu ce-o zis exact. Faceți ce voi, exact același lucru, dacă vedeți că eu câștig făcând asta. Gen, de ce îmi zici câștigi pentru că ai făcut aia? Ok, da, bine, sure, fie cum zici tu. Câștig! Nu, ăsta e scopul jocului. Și apoi, sau faza cu câștigi pentru că te joci master, sau ce-o zis acolo? Sau ești fidat pentru că te joci master? Care-i faza? Nu înțeleg. Joacă-te și tu. De ce nu te joci și tu? Nu înțeleg exact. Ce să-mi zici eu? Nu vreau să câștig? Sau ce? Asta are zonia, probabil. Mamă, le dau kite la ăștia în melee range, vreau să vă zic. Mi-a furat pentau. Mi-a furat pentau, țăranul. Acum te abonezi? Nu, că nici nu le dau end, stai așa. Apeși R și dai pe auto. Exact, exact! Deci îl rog să se uite la... Nu, că îl... Guys, o jur, fiți atenți, facem pe live, îl caut pe ăsta, îl sun pe Discord acum și filmez și punem pe live, gen, dacă reușesc să-l dau de el. Go to school kid... Ce? Apeși R și dai pe auto. Pentru ce să mă abonez? Go to school kid...
morții mei. Mersi că v-ați uitat la video, asta să fie video, vă pup. Apreciez că v-ați uitat, nu uitați să dați un like, un subscribe dacă vreți să învățați să jucați ca mine. Discord-ul aveți în descriere. Insta-ul la fel dacă vreți să dați un follow pe Insta. Și v-am pupa, ne auzim la următorul video sau live-ul de diseară, dacă facem, nu știu exact sigur. Dar ne vedem. Ceau, pupici!